Mai sunt câteva zile de vacanță, iar părinții profită de ele pentru a călători cu cei mici. Muzeul Memorial Ion Creangă din Humulești, județul Neamț, este unul dintre obiectivele vizitate în acest sfârșit de săptămână. Muzeul a fost redeschis în urmă cu 3 luni, după aproape 2 ani de reabilitare. De când și-a deschis porțile în curtea casei unde a copilărit Ion Creangă, este multă forfotă. Turiștii calcă pragul casei cu povești. Ștefan locuiește în Scoția împreună cu familia și vizitează pentru prima dată acest loc. It's good, yeah. I think it's been done up really well. I think it's, yeah, it's interesting. Preserved nicely. Yeah, it's been preserved quite well. Casa Albă, monument de arhitectură din 1830, construită de bunicul patern al lui Ion Creangă, a fost neîncăpătoare pentru turiștii veniți de la câteva sute de kilometri. Haideți să vă vizăm totuși. Eu am fost de mai multe ori în zonă. Două autocare avem. Câte pe care? 100. E prima dată când o vizităm, dar bineînțeles că o știm din povești, din film. Și am venit neapărat să o vadă și copiii, și noi. De casa poveștilor se bucură mai ales cei care încep școala peste câteva zile. Pentru tine, ultimele zile de vacanță, nu? Da, ultimele zile, din păcate. Am venit să mă relaxez și să mai văd România asta, că e foarte frumoasă și mulți nu o apreciem. Mi-a plăcut foarte mult. Mi se pare că arată foarte mult esența autorului. Chiar mi s-a părut foarte interesant. Din fericire au prins gustul un pic a istoriei și încercăm să-i ducem pe unde au fost personalitățile care ne-au marcat nouă copilăria, ca să zic așa, și îi creștem un pic în spiritul acesta, cu cărțile lui Creangă, cu poeziile lui Eminescu, și ei sunt curioși să vadă și unde au crescut, dacă chiar au existat. Ți-a plăcut? Da. Ce ți-a plăcut acolo? Mi-a plăcut patul și locul ăla după sobă. Unde dormea Nică când era mic, nu? Da. Boșdeuca lui Ion Creangă din Humulești a fost reabilitată de 4 ori până acum. Ultima renovare a durat aproape 2 ani, muzeul fiind deschis spre vizitare în iunie anul acesta. Vorbim despre o casă foarte mare pentru acele vremuri, construite din bârne, încheiate la colțuri, casă tencuită cu lut. Tencuirea se făcea în straturi succesive, câteva luni la rând. Știau foarte bine că pot locui doar într-o casă perfect uscată. 30.000 de turiști au vizitat Boșdeuca în cele 3 luni de la redeschidere.